Eu sunt de părere că acest viz este tardiv tardiv, fiindcă Curtea Constituțională a primit această sezare pe data de 29 dacă nu mă înșel marte, în circunstanțele create ea trebuie să libereze acest aviz undeva peste 4, maximum 5 zile. Dar de ce credeți că nu s-a grăbit? Poate avea ne nevoie de timp ca să analizeze mai... Nu, odată ce Curtea Constituțională chiar în, în hotărârea sau în avizul de astăzi s-a spus că nu, ne, ne, nu este oportun sau noi nu ne uităm la oportunitatea liberării unui acestea aviz dar noi ne uităm numai, numai dacă s-a respectat formalitatea, din punct de vedere al respectării formalității, atunci Curtea Constituțională era în, în, situația să elibereze acest aviz undeva pe 1-2 aprilie. Eu sunt de părerea, deoarece suntem în perioadă pandemică, suntem într-o perioadă de criză. De aceea, colegii foarte bine au analizat și au spus că avizul Curții Constituționale este era previzibil. Dar, pentru mine, apare să -mi întrebare de întrebare cei doi judecători a Curții Constituționale care au avut opinii separate. Pe când întreaga societate spune că formal s-au întrunit toate condițiile, dar doi judecători au avut opinii separate, parcă toarnă apă la, mar, la moare a unor partide politice care ar, vor pedala pe viitor să că nu, nu cu, ca să nu recunoască uh, constituționalitatea acestui aviz și ulterioarele acțiuni a președintului referitor la emiterea decretului de dizolvare a Parlamentului de Satura 10. Dar pot să nu recunoască... Uitați-vă, uh, uh, e că aici este o mără a discordiei. Fiindcă anterior, Curtea Constituțională când era la guvernare, Partidul Comuniștilor era folosită în calitate de pompieri pentru a legifera unele acțiuni a unui partid care era în perioada statului capturat. Da. Anume, această poziție a doi judecători, care intră în contradicție totalmente cu poziția majorității comunității științifice, parcă torne apă la mare a unor partide, spune că nu. Și aici mi-a spus întrebarea. E posibil ca să nu recunoască. Da. Um, Aviz sau decretul președintelui. fiindcă că avizul este un element de bază care stă la eliberarea, emite acelui decret de dizolvare a Parlamentului. E posibil. E posibil. E posibil și vă, vă spun de ce cauză. În legătură cu faptul că în Republica Moldova s-a introdus starea de urgență cu încălcarea Constituției și anume a, nume, a de procedură, domnul Cebuc, eu argumentez ulterior, zice deci că au spun lucrul acesta, nu e scus faptul să spună pe viitor că se introducă în Republica Moldova starea de urgență de natură constituțională. Și s-ar putea în felul acesta ca efectul decretului președintelui să nu dă roade. În, fel, în ce sens? Să nu producă efecte juridice de a parlamentului de statura 10. -a. Și dacă e așa, uitați-vă aceste declarații pe care le-a făcut președintele Dodon. Precum, El vorbește despre uzurparea puterii în stat de către Curtea Constituțională. Că uitați-vă, că dacă ei vor merge pe varianta că uh, vor adopta o astfel de hotărâre prin care să uh, acorde vot de neîncredere judecătorul Curții Constituționale, atunci asta este o aberație din punct de vedere juridic.